Antal. Antal pentru Matson. Gol! Gol FC Vaslui. Marchează Matson. În minutul 20, FC Vaslui reușește să deschidă scorul. Asist pentru Liviu Antal. O fază foarte, foarte simplă. Iată faza. O diagonală. Preluarea lui Antal. Prea mare spațiul acolo între fundașii centrali. Strânge târziu Poverlovici. Și Matson marchează cu un șut plasat din alergare. Antal. Trage Antal. Gol 2-0. 2-0 FC Vaslui în minutul 30. Vasluiul se desprinde prin Liviu Antal, care marchează golul cu numărul 12 din acest sezon. Gol și pasă de gol pentru Liviu Antal. A ghicit Marc, dar șutul a fost destul de bun, tare și pe jos. Lovitură de colț, bate Manea, ajunge Forico! Gol Corona! Gol Corona, este 2-1. Marchează Rareș Forico prin această lovitură de cap. Forico la primul gol în acest sezon al Ligii 1, la primul gol pentru Corona, fotbalistul care a evoluat și pentru Sibiu. Iată, bine bătut cornerul. Centrarea lui Mușat, Balaur cu capul și este gol! 3-1. Marchează Ionuț Balaur în minutul 42. Marc a bâlbuit această minge și Balaur reușește să înscrie. Și pentru Balaur este primul său gol în acest sezon al Ligii 1. Pe Balaur, profitând de problemele echipei, ajungând titular, reușește să marcheze, spuneam, primul său gol din acest sezon al Ligii 1. 3-1. Foarte repede se reface diferența de două goluri dintre cele două formații. Poate ce bine dă drumul la minge, Tenvangera, Antal, este Viveiros. 4-1. Ce fază! Ce fază frumoasă de atac, o fază de manual, cum se spune. O fază splendidă care îl mulțumește și pe Liviu Ciobotariu. 4-1. O primă repriză încheiată de acest gol fabulos. Și iată-l pe Ciobotariu, în sfârșit zâmbitor. Găsește motive să zâmbească. Iată ce bine a dat drumul la minge Tenvangera și Gil, care va mai ocupa de pregătirea jocurilor. Centrare pentru Tenvangera! 5-1, marchează Mike Tenvangera din plonjon. Minutul 53, Vasluiul încearcă să facă scorul campionatului pe spatele Coronei. Iată-l pe Mike Tenvangera, reușind să marcheze din plonjon. Foarte bună centrarea venită din stânga de la Nicolae Mușat. Iar greșelile în general au fost comise de fundaș Tenvangera. 6-1. Panionul a rămas jos. 6-1, minutul 55. Mike Tenvangera reușește să puncteze. De revăzut poziția în care s-a aflat atacantul lui FC Vaslui. Va fi o schimbare și la FC Vaslui. Sergiu Popovici la marginea terenului. Sunt puși pe fapte mari băieții lui Liviu Ciobotariu. Revedem golul lui Mike Tenvangera. Din nou Mușat, omul cu pasa. Băieții lui Liviu Ciobotariu din poziție regulamentară. Pleacă Antal. Antal, 7-1. 7-1. Face gol averaj Vasluiul. Dacă până acum nu a marcat foarte mult echipa lui Liviu Ciobotariu, acum iată reușește să marcheze de 7 ori. Suntem abia în minutul 64 și la cum se apără Corona în acest moment va fi un scor, s-ar putea să atingem cota 10. Pleacă din poziție regulamentară Antal
și reușește să marcheze. Centrarea lui Mușat, gol! 8-1. Panionul a rămas jos, este golul lui Mușat, pentru că Ortiz i-a făcut semn că nu a atins mingea. Așadar, Mușat marchează din lovitură liberă în minutul 86. Derutat Marc, probabil de intervenția lui Ortiz pe traiectoria acelei mingi. Iată faza. Da, nu a atins nimeni. Ortiz, în speță, nu a atins această minge. Oricum am văzut și semnul prin care îi indica Ortiz că lui Mușat că el este autorul golului. Se termină așadar FC Vaslui, Corona Brașov.